Bine v-am găsit, dragi prieteni, la O viață nouă. Așa cum ne-am obișnuit în cadrul acestor emisiuni, ne întâlnim cu oameni care au avut la un moment dat o experiență de viață cu totul ieșită din comun. Experiență care i-a determinat să caute soluții sau să ia decizii radicale în încercarea de a trece peste situația dificilă în care se aflau. În cele mai multe cazuri, oamenii au încercat toate variantele posibile, dar nimeni nu avea soluții la problema sau boala lor. Atunci au apelat la Dumnezeu și El, care știe și poate totul, a intervenit în mod miraculos în viața acestor oameni. Și acum ei au parte, într-adevăr, de o altă viață, o viață nouă. Dar haideți să facem cunoștință cu invitatul de azi al emisiunii noastre. Mulțumim că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea noastră. Spuneți-ne câteva lucruri despre dumneavoastră. Cine sunteți? Mă numesc Marin Mic, sunt polițist în cadrul secției 7 Poliție din Cluj-Napoca. Activez în acest minister din anul 1995 și provin dintr-o familie în care cuvântul lui Dumnezeu nu se cunoștea pe deplin așa cum trebuie. Vreau și eu să vă mărturisesc cum acest Dumnezeu care ne-a întocmit pe fiecare dintre noi, care a întocmit pământul cu tot ceea ce este pe el, așa și spune cuvântul lui, vreau să spun că acest Dumnezeu a intrat în viața mea când probabil atunci nu-l căutam, când probabil îl vedeam de viața mea, dar prin dragostea lui, vedeți dumneavoastră, această mare dragoste a lui, că a dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în el, deci pe singurul lui fiu ca să moară, ca oricine crede în el să nu moară și să aibă viață veșnică. Acest Dumnezeu mi-a dat și mie viață și pot să zic că m-am născut a doua oară, așa cum și spune cuvântul, că cine nu se naște a doua oară din apă și din duh nu va vedea cu niciun chip împărăția lui Dumnezeu. Ne-ați spus deja oarecum finalul emisiunii. Da. Aș vrea să ne întoarcem un pic și să ne povestiți un pic de, știu eu, de unde sunteți, copilărie, ce țineți minte din copilărie, ce ați auzit despre Dumnezeu în copilărie. Dar așa cum am spus, provin dintr-o familie în care cuvântul lui Dumnezeu nu se cunoștea pe deplin. Mai am o soră mai mare, suntem doi frați și Dumnezeu mi-a purtat de grijă încă din pântecele maicii mele. De ce spun lucrul acesta? Mama mea, când era însărcinată cu mine, s-a îmbolnăvit foarte tare. Acest lucru s-a întâmplat în anul 1971. S-a dus la medic, i-au făcut un control. Și deci era în plin regim comunist. În plin regim comunist, da. I-au făcut un control și, din păcate, i-au pus un diagnostic foarte grav. Și nu a fost sfătuită. I s-a spus așa în felul următor: doamna Mic, trebuie să faceți întrerupere de sarcină, să faceți avort, prin alte cuvinte. În caz contrar, nu o să puteți duce sarcina până la capăt, o să moară copilul și implicit și dumneavoastră. Știți că în regimul comunist era o lege foarte bună. Se interzicea aceste practici de avortare a copilului, dar în cazuri excepționale se întrunea o comisie medicală și dacă ajungea la concluzia că trebuie salvată viața mamei, se putea face acest lucru. Să înțeleg că ceea ce spunea doctorul era evident cu consecințe grave. Într-adevăr. Dacă ar fi păstrat copilul. Nu era opțiune din partea lor, era imperativ ca să facă întreruperea aceasta de sarcină. Mama mea a spus în felul următor: domnul doctor, o să mă duc acasă să vorbesc cu soțul meu și o să iau o decizie și o să vin să vă spun. Și a mai spus încă o dată: doamna Mic, să ne înțelegem foarte bine, deci dumneavoastră trebuie să faceți lucrul acesta. În caz contrar, v-am spus care sunt consecințele. S-a dus acasă, a vorbit cu tatăl meu și a ajuns la o hotărâre. Mama mea spunea că era credincioasă în felul ei, mergea la biserică, se temea de Dumnezeu și a venit și i-a spus așa domnului doctor: domnul doctor, m-am hotărât așa. Eu nu o să fac avort pentru că mi-e frică să omor copilul acesta în pântecele meu, mi-e frică de Dumnezeu și dacă Dumnezeu vrea să mă ia să mor, o să mor, dacă nu, o să trăiesc. Și slăvit să fie Domnul, sunt aici cu dumneavoastră, mama mea trăiește și acum. Vedeți dumneavoastră... Frumos răspuns al mamei dumneavoastră. Da. Și toată stima pentru educația pe care a avut-o și pentru învățătura pe care biserica a pus-o
în viața ei. Și chiar mă gândesc și m-am gândit că această hotărâre a mamei mele l-a determinat pe Dumnezeu să facă o minune, ca să vadă că de fapt există Dumnezeu. Știți, dumneavoastră, Dumnezeu ne binecuvintează de multe ori. Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, pentru că cuvântul lui zice: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, omule, te îndeamnă la pocăință? Deci așa a fost și cu mama mea. I-a dat acel ceva, o părticică din bunătatea lui Dumnezeu. A avut emoții până la naștere? A avut, bineînțeles, a fost o naștere grea. După aceea mama mea s-a îmbolnăvit, dar mai târziu, în urma acestei nașteri dificile, a mai durat vreo 10 ani de zile și au făcut, în urma nașterii au fost complicații și de data aceasta s-a îmbolnăvit de cancer. Este o boală care, la uzul ei, mulți se cutremură. Dar Dumnezeu este suveran și Dumnezeu, când spune un cuvânt, ăla se împlinește, indiferent ce spun unii sau alții. Așadar, au trecut vreo 10 ani de zile, mama mea s-a îmbolnăvit de cancer. S-a dus din nou la medic și i-au spus în felul următor: doamna Mic, trebuie să vă operăm. Nu i-a spus în primul rând ce boală gravă are, dar trebuie să vă operăm și după aia vedem cum vor decurge mai departe lucrurile. S-a internat, i-a făcut analizele de rigoare înaintea operației și mama îmi spunea, în momentul când a venit, era în salon, în momentul când a venit doamna asistent, i-a zis: pregătiți-vă că în 10-15 minute o să intrăm la operație. Zicea, m-am pus acolo pe genunchi jos în salon și m-am rugat așa cum am știut eu. E, vedeți, Dumnezeu lucrează în mod extraordinar. Acolo în salon era internată cu mama mea o femeie întoarsă la Domnul, un vas de lucru al lui Dumnezeu, proroc al Domnului, dar era din Republica Moldova și nu știa să vorbească românește. Acolo cu ea era fiica dânsei, care era studentă pe vremea aceea aici în Cluj-Napoca, și a ieșit cuvântul lui Dumnezeu și i-a spus așa. Și fiica ei știa românește. Fiica ei știa românește. Așa. Și a spus fiicei sale: o vezi pe femeia aceasta care se roagă, du-te și spune așa din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu a spus așa: să nu se teamă, pentru că eu o voi binecuvânta, o voi mântui pe ea și casa ei. I-a spus aceste lucruri mamei mele, mama mea a înțeles, le-a luat așa, nu știa ce să creadă, s-a dus la operație, operația a durat destul de mult, a ieșit și medicul a chemat pe tatăl meu și a spus așa: domnul Mic, aveți copii acasă? Da, câți? Doi. Zice, pregătiți-vă de ce este mai grav. Deci era sceptic, era sceptic. Și i-a dat un număr, un termen. 6 luni de zile mai are soția dumneavoastră de trăit. Noi am făcut tot ce am putut, dar din păcate este cancer, este avansat și omenește am făcut tot ce e posibil. A lăsat-o pe mama mea acasă, dar știți cum, la noi atunci unde lucram în perioada respectivă, la parterul blocului, stătea o familie de pocăiți. Și a venit sora respectivă și a spus mamei mele: doamna Mic, crezi că Dumnezeu te poate vindeca? Uite, la noi există, la noi se fac rugăciuni pentru bolnavi, se face ungere, scrie Scriptură, i-a arătat unde scrie și dacă dumneavoastră doriți și credeți cu adevărat că Dumnezeu vă poate vindeca, o să ne rugăm și Dumnezeu să decide în dreptul dumneavoastră. Mama mea a acceptat acest lucru, dar vedeți dumneavoastră, zicea, când omul trece printr-un necaz foarte mare, încearcă toate lucrurile înainte de a ajunge la Dumnezeu, omenește posibil, dar de fapt trebuie să le luăm invers. Dar noi așa facem, mergem la oameni, fugim la oameni să ne ajute și când nu mai este nicio scăpare, apelăm și la Dumnezeu. Și a zis, da, doresc. S-a dus la adunare, frații s-au rugat pentru ea, au făcut ungere, au trecut cele 6 luni, au trecut 9 luni, au trecut 10 luni. Și spunea că s-a dus din nou la control. De data aceasta, când a văzut-o medicul, m-a spus, maică, doamna Mic, dumneavoastră, ce căutați aici, că trebuia să fiți în altă parte. Și haide să vedem cum decurg lucrurile, au făcut analizele și a spus așa în felul următor: dacă eu nu v-aș fi operat, deci eu știu ce a fost acolo, dar nu mai aveți absolut nimic, ca sunteți vindecată. Și a spus așa, numai Dumnezeu v-a vindecat și așa și a fost. Deci, cu alte cuvinte, dacă eu nu v-aș fi operat, n-aș fi crezut. N-aș fi crezut, exact. Cred că a fost o mărturie pentru acel medic. Și ce i-a spus mama dumneavoastră? Mama mea, știți cum, după aceea a început să meargă la adunare. Deci i-a spus doctorului? I-a spus doctorului, zice, da,
Zice, într-adevăr, doctorul i-a spus așa, numai Dumnezeu v-a vindecat. Mama, n-a știut ce să creadă, a venit acasă, a început să meargă la adunare. Și spunea, mergeam în fiecare săptămână, marțea, joia, duminica, zice, eram nelipsită de la casa Domnului, timp de 4 ani de zile. Dar în acest timp era și cu Dumnezeu vreau să fie, dar și cu lumea. Nu se putea nici cum ca să se dezlege de lumea aceasta. Dumnezeu a pus-o din nou la pat după 4 ani de zile cu altă boală, prin o încercare, și mama mea a spus în felul următor, Doamne, dacă și de aici mă scapi, eu acum chiar că o să mă pocăiesc. Și vedeți, dumneavoastră, Dumnezeu s-a plecat iarăși din nou acolo, a scăpat-o, a vindecat-o și, într-adevăr, mama mea a încheiat legământ cu Domnul în apa botezului. Asta se întâmpla în anul 1986. La un an de zile s-a botezat și tatăl meu, care, cum să vă spun, prietenii lui, la momentul respectiv, zicea, Sandule, dacă tu te pocăiești, zice, se termină lumea, nu există, tu n-ai cum să te pocăiești. E, uite că tatăl meu s-a botezat și dânsul. Și lumea nu s-a terminat. Și lumea nu s-a terminat, pentru că lumea se termină când vrea Dumnezeu și numai Dumnezeu știe. Deci oamenii nu vedeau posibil ca tatăl dumneavoastră să se pocăiască. Sub nicio formă. Dar Dumnezeu este suveran. Și Dumnezeu știe când se termină lumea și El ordonă lucrul acesta, pot să zic. Au trecut... Dar oare ce l-a determinat? Da, și aceasta este o mică istorie, dacă îmi permiteți. Îmi spunea tatăl meu că timp de un an de zile după ce s-a botezat mama mea, în prima fază nu a fost de acord. Au venit frații la mama mea să îi spună ce trebuie să facă, un fel de cateheză. Și când i-a primit în casă la noi, au fost foarte amabil, dar la plecare mama mi-a zis, uite, Sandule, du-te, petrece pe frați până la ușă, că așa e frumos. Și tatăl meu zice atunci, parcă așa m-am enervat și am zis, păi du-te tu, că nu pentru mine au venit, că eu n-am nicio treabă cu dânsii. Deci era puțin împotrivă, deși nu se arăta pe față, îmi spunea. Și timp de un an de zile, spuneam fiecare seară aproape, a auzit o voce și a zis, ridică-te din pat, scoală-te, pune mâna pe Biblie și citește. Prima dată a fost așa nedumerit, nu i-a venit să creadă, dar s-a trezit, a deschis Biblia și începea să citească. Zicea că nu înțelegea, se enerva, de multe ori o arunca și se culca înapoi, dar timp de un an de zile, aproape în fiecare seară, s-a întâmplat lucrul acesta și după care a capitulat și a înțeles că Dumnezeu îl cheamă, că trebuie să se pocăiască. Și așa a ajuns tatăl meu ca să se întoarcă la Dumnezeu. Nu a fost ușor, au fost încercări multe și în familia mea, dar atunci aveam 14 ani când s-a întors mama mea la Domnul, 15 când s-a botezat tatăl meu, am început și eu să mă duc la adunare, mi-a plăcut, dar cu timpul am crescut, m-am depărtat de Dumnezeu. Anturajul... Am mers în armată, am venit, după aceea am lucrat o perioadă, după aceea m-am dus la școala de poliție, am revenit și m-am căsătorit. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție frumoasă, cu 2 copii pe care îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat și îmi vedeam de treburile mele și de alergarea mea prin lume. Vedeți dumneavoastră, omul firesc, asta înțelege că trebuie să trăiască pe pământul acesta, să trăiești clipa, să trăiești viața. Eu alergam după aceleași, să zic, valori pe care lumea le promovează, după faimă, după bani, să strâng, să am, să mă duc, să mă distrez, într-un cuvânt, să-mi trăiesc viața din plin, fără ca să-mi pese. Adică să adunăm ceea ce urmează să pierdem oricum. Exact, este un paradox. Este un paradox că de multe ori muncim atât de mult, adunăm ceva, ne sacrificăm și sănătatea, după care am vrea să dăm înapoi tot ce am adunat ca să recăpătăm sănătatea, dar din păcate nu se poate. E un paradox extraordinar pe care de multe ori m-am gândit la lucrul acesta. Sănătatea ca sănătate, dar dacă ne referim la suflet, este cea mai mare valoare pe care o avem. Exact, exact. Dar vorbind așa lumește că dacă un om s-a realizat în viață, pot să spun, și a adunat multe, dacă la un moment dat clachează sau se îmbolnăvește, ar da absolut tot. Absolut. Absolut așa tot așa ar da, numai să fie că la început, dar din păcate nu se poate. La asta am vrut să subliniez, dar într-adevăr, mântuirea sufletului aceasta este primordial. Și cum vă spuneam, alergam încoace și încolo, Dumnezeu m-a binecuvântat cu
cu tot ce aveam nevoie, ba mai mult. Exact așa cum scrie ulterior, după aia am văzut că este scris în Cartea lui Dumnezeu, în Cuvântul lui Dumnezeu, că dacă ai două haine, una dă-o, dacă ai ce mânca și ai una acoperiș deasupra capului, să fii mulțumit. Ei, din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu m-a binecuvântat mult mai mult, dar parcă nu mi-ajungea, parcă întotdeauna doream altceva, alergam după diferite lucruri. Dumnezeu îmi dădea un lucru, atunci nu ziceam că Dumnezeu mi-l dă, dar am înțeles că lucrul acela, toate lucrurile vin din mâna lui Dumnezeu. Obțineam un lucru, ziceam, mă bucuram de el foarte scurtă perioadă și parcă nu mai îmi plăceam, trebuia altceva și altceva și altceva. Și eram într-o continuă alergare, într-o continuă căutare, într-o continuă nemulțumire, pot să spun, aveam, dar nu aveam destul, îmi trebuia mai mult și mai mult ca să risipesc, așa cum spune, în plăcerile vieții acesteia. Asta s-a întâmplat până la vârsta de 37 de ani, pot să spun. Când am primit un telefon, bine, printre altele vorbeam cu părinții mei, dar m-a sunat într-o zi mama mea, printre altele, și mi-a spus așa: mă, copile, zice, la noi în adunare ți-a ieșit o lucrare. Ei, acum eu eram obișnuit într-un fel să, și am înțeles ce înseamnă lucrare când Dumnezeu vorbește prin prorocii săi, prin oamenii săi. Și a spus așa, că Dumnezeu te iubește foarte mult și în curând o mare binecuvântare va veni peste tine. Știți ce m-am gândit eu atunci, în momentul acela? Marea binecuvântare. Păi marea binecuvântare e că trebuie să vină să câștig potul cel mare și exact așa m-am gândit, trebuie să câștig la loto, să joc la loto și o să câștig, pentru că asta era marea binecuvântare. Și mă gândeam eu în sinea mea, n-am dat în cap la nimeni, ba din contra părălegea, n-am stricat casa nimănui, mă vedeam foarte nevinovat și foarte neprihănit, să spun așa. Deci dar, nu aveați nevoie de Dumnezeu de moment ce... Nu aveam nici pe departe, nu mă El gândeam. El cu treaba lui, dumneavoastră cu treaba dumneavoastră. Exact, exact. Și din păcate, multă lume așa, nici măcar de multe ori stau și mă gândesc cât de mare a fost și este bunătatea lui Dumnezeu față de mine. Dar să continuăm. Și alergam după nimicurile acestei vieți și chiar mă gândeam, așa cum vă spuneam, trebuie să câștig la loto. Am început să joc așa timid la loto, zic, poate o să vină, dar slăvit să fie Domnul că nu asta a fost marea binecuvântare. Din momentul acela, după ce am vorbit la telefon cu mama mea, am început să-mi pun niște întrebări privind existența mea, viața mea, și m-am gândit așa în felul următor. Am 37 de ani. Ce am făcut eu cu viața mea până acum? Până atunci chiar întrebările acestea nu mi-au trecut prin minte, dar stăteam de multe ori așa și meditam singur. Am 37 de ani și mă gândeam, sunt la jumătatea vieții. Așa ziceam eu, sunt la jumătate, 37, mai trăiesc încă pe atâta. Dar totuși, ce am făcut cu viața mea? Uitându-mă în urmă, am văzut că Dumnezeu mi-a purtat de grijă și atunci când eu nu-L cunoșteam, căci iubirea Lui este extraordinară față de noi, pentru că spune că Dumnezeu ne-a iubit întâi, pe când noi nu-L cunoșteam și eram vrășmași cu El. Deci este extraordinar această iubire a lui Dumnezeu. Și când noi nu-L căutam, El ne căuta. E de neînțeles. Chiar și acum stau și mă gândesc chiar ce a văzut la mine, dar numai bunătatea și îndurarea Lui l-a determinat ca să mă întoarcă la El. Fără ca să trec prin într-o încercare grea, fără ca să mă atingă cu un deget, de multe ori am spus, nu m-a atins cu un singur deget, deși meritam mult mai mult de atât din partea lui Dumnezeu. Cred că singurul răspuns este că noi suntem creația Lui și El iubește ceea ce a creat, pentru că nu avem răspuns nici la faptul că Dumnezeu ne vrea în cer. Pentru ce ne vrea în cer? Pentru binele Lui sau al nostru? Că dacă e pentru binele nostru, a făcut niște sacrificii fantastice. Ce are de câștigat? Ce are de câștigat? Nimic. Absolut nimic, cred că absolut Dar nimic. Noi, dacă nu suntem acolo, avem de pierdut totul. Totul. Da. Am trăit să ne osândim, dacă nu. Așa este. Și, cum spuneam, am început să mă întreb, era o stare de nemulțumire asupra faptelor mele. Începeam să văd că, de fapt, nu eram chiar așa de nevinovat și neprihănit cum credeam eu că sunt. A trecut într-o lume spirituală, că până atunci ați gândit material. Exact. Și am început să mă întreb și am zis, dacă cumva Dumnezeul acesta pe care mama mea mi-l povestea, tatăl meu, îi vedeam că trăiesc efectiv cuvântul lui Dumnezeu, există cu adevărat, înseamnă că eu sunt departe de acest Dumnezeu, înseamnă că sfârșitul meu, dacă a fi să fie acum, să fie în momentul de față, mă gândeam atunci, nu era bun deloc.
Și Dumnezeu, știți cum lucrează? Trimite oameni la momentul respectiv, la momentul potrivit, ca să te ridice și să-ți explice unele lucruri. Aveați acasă Scriptura? Aveam acasă Scriptura. Nu citeam. Am încercat de vreo două ori să citesc. N-am înțeles absolut nimic, exact cum a înțeles și tatăl meu. Și m-am enervat și am pus să zic, nu-i de mine, e o istorie, sunt povești, probabil există, dar pur și simplu nu înțelegeam ce scrie. Dar m-a sunat la un moment dat un prieten din copilărie, care țineam legătura, dar nu așa des. El era întors la Dumnezeu și m-a întrebat, printre altele, ce mai fac și dacă sunt cumva dispus să mă duc la o întâlnire la biserica de pe Albinii cu bărbați, cu bărbați creștini. Este o întâlnire și să mă duc să vedem ce se întâmplă, dacă aș dori să mă duc acolo. Și am zis, da, haide să mă duc să vedem. Așa am mers împreună cu el. I-ați spus da din politețe sau din atunci, curiozitate? Din curiozitate. Chiar doream să mă duc să vedem ce este acolo. Duhul Domnului, cred că mă împingea la lucrul acesta. M-am dus acolo, s-a vorbit foarte frumos din cuvânt, au fost mărturii ale fraților cum s-au întors la Dumnezeu. Am rămas impresionat și am zis, extraordinar, da, într-adevăr, Dumnezeu există și Dumnezeu lucrează. La sfârșit, prietenul acesta m-a întrebat, uite, noi ne propunem ca să ne strângem un grup de tineri, un grup de bărbați și să discutăm despre Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. N-ai vrea să vii și tu, uite, în fiecare luni ne strângem luni seara sau marți, nu mai rețin atunci data exactă sau în ce zi a lunii, a săptămânii, dar ești binevenit. Zic, când o să vă hotărâți, dăm un telefon și să vedem cum și o să mă hotărăsc atunci. M-a trecut mult timp și m-a sunat și a zis, uite, săptămâna viitoare vrem să demarăm lucrul acesta, n-ai vrea să vii. Atunci parcă n-am mai vrut să mă duc și am zis, bine, lasă că vedem ce se întâmplă. M-a sunat cu o zi înainte, zice, mâine la ora de să ne întâlnim acolo și am zis, nu pot, n-am cum să vin, sunt obosit, lucrez, dar nu era lucrul acesta, nu doream pur și simplu. Bine, zice, nicio problemă, data viitoare. Ai data viitoare, m-a sunat în ziua respectivă, zice, de la ora 6, dacă e vreau să vii, zic, nu pot, e târziu, am inventat ceva, chiar nu vreau să mă duc. Și am zis, acum dacă i-am zis odată că nu mă duc, a doua oară că nu mă duc, clar că nu o să mai insiste. Nu s-a întâmplat așa. Și uneori insistențele sunt bune, insistențele călăuzite, cu bun simț, dar și călăuzite de Duhul Sfânt, de Domnul. M-a sunat și a treia oară. Și atunci am zis, ei, hai că mă duc a treia oară. Să scap de gura lui. Să scap de gura lui și după aia o să-i spun, nu-mi place sau văd eu, mă descurc. Ei, m-am dus acolo, am rămas iarăși impresionat de ce vorbeau frații, se citea din cuvânt, se explica. Dezbătea cuvântul, da, se explica. Și parcă am avut așa o sete de cuvânt să cunosc mai mult și mai mult. Spre rușinea mea o spun, nu știam atunci, cum vă spuneam, n-am citit din Biblie, nu știam să deschid sau să citea din Ioan, să citea din Mica, să citea din Isaia. Spre rușinea mea spun, da. Dar am început și eu să citesc așa, să dădeau teme. Și am început să citesc versete din Biblie și așa a fost o perioadă în care Dumnezeu m-a cercetat într-un mod extraordinar. La un moment dat acasă, mi-au căzut așa ochii în vitrină pe un CD-ul, pe un DVD pe care mi-l dăduse tatăl meu cu mult timp înainte. Atunci când mi-l dăduse, zice, uite, am un DVD aici de la noi de adunare, sunt cântece creștine, dacă dorești, poți să-l asculți. Atunci l-am luat din politețe să nu-l supăr, am zis, da, tată, nicio problemă. L-am luat, dar l-am aruncat, să zic așa, sau l-am pus acolo. Nu l-ați ascultat, nu l-am ascultat. Nu l-am ascultat, nici nu m-a interesat când am auzit ce este înregistrat pe el. Dar acum a venit timpul să-l iau de acolo și să vedem ce este. Păi e ciudat că nu l-ați aruncat. Nu l-am aruncat, da. Așa considera Dumnezeu că... Era nevoie de el mai târziu. Era nevoie mai târziu, într-adevăr. L-am luat, l-am pus și în momentul în care a început emisiunea respectivă, erau frații înregistrați niște cântări creștine, frații de la
Speranța și Prietenii. Au avut un cuvânt de început, fratele Gorcea, extraordinar, mi-a plăcut foarte mult, și când au început cântările, toate cântările acelea parcă erau scrise și toate versurile loveau în mine, numai că loveau, dar nu loveau să mă doară, parcă mă conștientiza că există Dumnezeu, există un Dumnezeu care mă așteaptă, există un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu care este dispus să facă orice, orice pentru mine. Exact așa cum a spus, nu meritam lucrul acesta, dar așa l-am văzut pe Dumnezeu și am zis, am fost extraordinar de cercetat, am început să-mi curgă lacrimile. La un moment dat a venit soția mea în casă, din casă, era acasă și a venit în cameră să vadă ce se întâmplă, pentru că a auzit un alt gen de muzică care s-a ascultat atunci la noi în casă și a venit să vadă ce se întâmplă. A venit și ea, a văzut, s-a pus lângă mine, a ascultat, mă feream de ea să nu mă vadă că plâng. La un moment dat... Ești bărbat. Că sunt bărbat, da, și la un moment dat am văzut că și ea lăcrima. Dar a fost o chestie extraordinară și o cercetare foarte frumoasă și fantastică din partea lui Dumnezeu. Ei, de atunci am început să mă rog. Nu știam să mă rog. Acum nu ca știi acum să mă rog, dar nu știam ce să-i cer lui Dumnezeu. Și mă vedeam, am început să mă rog și am zis așa, de multe ori am zis, Doamne, nu te cunosc. Tu ai vindecat-o pe mama mea. Cred acum că ai vindecat-o pe mama mea. Cred că l-ai întors pe tatăl meu. De multe ori am încercat, Doamne, să mă las de toate lucrurile astea pe care viața aceasta m-a prins în mrejile ei, de patimile astea, de viciile, de aia, am încercat să le las de multe ori. Le-am lăsat pentru o perioadă, dar le-am reluat. Zic, nu am cum, sunt legat în lanțuri, nu am cum să mă las. Dacă tu existi cu adevărat și chiar îți pasă de mine, eliberează-mă, că n-am cum. Și așa a fost rugăciunea mea. A fost sinceră și a fost în repetate rânduri. De la un moment dat, poate că la început n-a fost așa sincer, a fost așa pe interes cumva. Știți cum zice, că am găsit acolo scris în Cartea lui Dumnezeu, că cine mă va căuta din toată inima, mă va găsi. Aceasta este secretul oricărei rugăciuni și oricărei căutări. Din toată inima. Dumnezeu vrea toată inima noastră, indiferent, trebuie să le punem la picioare lui totul, dar toată inima. Asta e cam greu. Este greu, dar nu este imposibil. Deci nu este imposibil. Și acesta este secretul ca să ai o relație autentică cu Dumnezeu. Au trecut mai multe zile și a venit, eram în luna februarie, în luna februarie 2009. Eu sunt născut din februarie, din 22 februarie 1972, și am făcut așa o paralelă. În 1972, în luna februarie, m-am născut fizic și am venit aici prin voia lui Dumnezeu pe pământul acesta. Dar mai târziu, în luna februarie 2009, pot să spun că m-am născut a doua oară. Știți cum, eram acasă și mă gândeam, meditam la cuvântul lui Dumnezeu și ascultam de pe CD-ul respectiv cântarea Orice pas Iisus mi-l conduce, slavă lui, slavă lui. E, în momentul acela, pot să spun că am capitulat înaintea lui Dumnezeu și am spus exact lucrurile acestea care vi le-am spus anterior și am zis, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, îți pasă de mine, vrei să mă salvezi, scapă-mă de toate aceste vicii pentru că eu n-am cum să mă scap, scapă-mă Tu. Am spus-o, atunci am simțit că o spun din toată inima și am zis, nu mă interesează viața mea, nu mă interesează ce spun colegii mei, nu mă interesează ce spune soția mea, prietenii mei, că eu mă întorc la Tine, că mă pocăiesc, chiar mă mai interesează. Dar Tu te rog frumos ca să mă scap din situația în care sunt, pentru că simțeam un gol, simțeam o căutare continuă, simțeam o neliniște continuă, eram nemulțumit, așa cum am spus tot timpul, și am simțit atunci că numai Dumnezeu poate să umple golul acesta din viața mea. În momentul acela s-a întâmplat ceva extraordinar. S-a luminat deodată camera, nu știu cum să vă explic, a fost ceva extraordinar. A venit o lumină puternică și fără să spun un cuvânt, am știut, parcă așa prin toți porii mei, am știut că ăla e Dumnezeu, am știut că ăla este Iisus Hristos. Și am zis, Doamne, Tu chiar existi cu adevărat? Am căzut la pământ, exact, deci... Am căzut la pământ, o frică, o teamă, dar în același timp o pace și o liniște a venit peste mine. Și am zis, Doamne, Tu chiar existi cu adevărat. Și vă spun,
sincer, la modul cel mai sincer, Dumnezeu există cu adevărat. Până atunci ziceau, Doamne sus, Doamne, dar Dumnezeu există cu adevărat. A venit lumina cea puternică, parcă așa, din creștet și până în picioare, așa ca un cutremur, a venit așa și s-a dus. Dar a fost suficient ca să rămâneți marcat. Da, deci nu vă pot explica, deci este ceva, nu ai cuvinte, nu am cuvinte să vă explic senzația sau sentimentele care le-am trăit atunci. Poate să le înțeleagă doar unul care experimentează același exact, lucru. Exact, exact. Și m-am dezmeticit așa de acolo și am zis, primul gând care mi-a venit așa prin minte, am zis, ce s-a întâmplat? Am înnebunit, nu se poate așa ceva. Chiar există Dumnezeu. Hai să mai pun o dată cântarea, poate se repetă fenomenul pe baza cântării, dar mai pus o dată cântarea, nu s-a mai repetat. La scurt timp a venit și soția mea acasă, m-a văzut așa răvășit, m-a întrebat ce s-a întâmplat, nu știam efectiv ce să-i răspund. Te-ai spus că de lumină. Atunci nu i-am spus, că am spus că chiar o să mă creadă că am luat-o razna și nu știam ce să cred. A doua zi m-am dus la serviciu, atunci locuiam în cartierul Bănăștur, secția 7 poliției din coace în cartierul Someșeni, diametral opuse. Știți cum este traficul la noi, aglomerat, eram un tip așa mai coleric, mă enervam, la volan nu aveam răbdare, mă certam cu ceilalți șoferi de multe ori. Am ajuns la serviciu și acolo primul lucru care este primul de dimineață, ne strângem toți la cafeaua de dimineață, fiecare cu țigările, cu bancurile zilei, cu știrile, ce-a făcut unul, ce-a făcut altul, și eu cam eram primul la lucrurile acestea, spre rușinea mea o spun, și când am auzit atunci cum vorbesc colegii mei, așa parcă nu mi-a plăcut și m-am parcă dus... Eram străin, nu mi-a plăcut și m-am dus în birou și a venit după mine, luam timp și a zis, ce-i cu tine, ești bolnav, s-a întâmplat ceva? Am zis, nu-s bolnav, dar chiar nu știam ce să le spun, ce s-a întâmplat. Dar știți ce am realizat atunci? Când seara aceea, Dumnezeu a scos tot ce a fost rău și murdar din mine. Și după aia am realizat că am ajuns la serviciu, m-am mai enervat, nu mi-a ieșit un cuvânt de ocară pe gură, mi-am schimbat absolut toată muzica. Când am ajuns din nou acasă, am realizat că, de fapt, Dumnezeu mă schimbase exact așa cum îi cerusem eu. Și numai că mă abțineam eu să zic să nu mă enervez sau să nu scot un cuvânt urât pe gură. Pur și simplu, Dumnezeu le-a scos toate acestea afară. Mi-am schimbat toată muzica, am înregistrat muzică creștină și mă bucuram într-un mod extraordinar. Mai ales în timp ce conduceam, veneam de la serviciu, acasă, dădeam muzica tare, cântam, plângeam înainte lui Dumnezeu, mă bucuram la un moment dat, stăteam la stopuri, știu că plângeam și mă feream la un moment dat să mă vadă ceilalți conducători, dar la un moment dat nu mi-a mai păsat. Și polițist, nu mi-a mai păsat, da, și mă bucuram cu Dumnezeul meu. Și am început să vin acasă și să citesc cu adevărat din Scriptură. Și mă gândeam, zic, Doamne, înțelegeam absolut tot. Toată Scriptura era scrisă doar pentru mine. Orice cuvânt, și am zis, Doamne, cum am putut să fiu atât de încuiat? Să nu înțeleg eu Scriptura până acum. Dar vedeți dumneavoastră, dacă Dumnezeu nu-ți descoperă cuvântul Lui prin Duhul Său cel Sfânt, poți să ai toate pregătirile din lume, poți să ai toate specializările, toate școlile, toate doctoratele. Dacă nu ți se dau solzii de pe ochi, n-ai cum să înțelegi cuvântul Lui Dumnezeu. A început o perioadă extraordinară în viața mea. I-am spus soției mele ce s-a întâmplat, până la urmă a văzut și ea schimbarea, au văzut colegii mei schimbarea și m-am hotărât ca să închei un legământ cu Dumnezeul meu, cel care m-a scăpat de toate lucrurile acestea, și am găsit scris că trebuie să fac să mă botez din nou. Și... Păi aveați exemplu părinților, nu? Da, da. Apropo, părinții încă erau în viață? Da, erau în viață, sunt în viață, slăvit să fie super. Domnul. Ca să aibă și ei parte de bucuria aceasta, bucuria asta, da, extraordinară, într-adevăr. Și m-am gândit și m-am hotărât, trebuie să mă botez. Mi-am făcut cerere la adunare, la biserică, și a venit momentul botezului. Dar înainte dintre asta aveam așa o frământare, cum să le spun eu colegilor mei că eu o să mă botez, să mă pocăiesc. Așa cum am spus, au văzut ei schimbarea, dar au luat-o așa, nu știu ce au crezut. Și am zis, Doamne, m-am rugat așa, eu o să le spun, dar nu cumva unul, cumva ca să râdă sau să facă, eu știu, mișto de mine, de mine,
că poate, cum eram așa un tip mai coleric, o să ne luăm la harță, la bătaie, cine știe, o să facem acolo și o să fim... Dar am fost sincer înaintea lui Dumnezeu și eu asta m-am rugat și am zis, Doamne, pune-le lor pe inimă sau fă un cadru așa ca să pot să le spun. Și într-o dimineață m-am hotărât, după ședința oficială, eram acolo și le-am zis așa, fiți atenți la mine, eu vreau să vă spun ceva. S-au oprit așa puțin și am zis, eu vreau să mă pocăiesc. S-au uitat așa puțin la mine, iară s-au întors, s-au discutat între ei. Am zis, bă, ați auzit ce v-am spus? Vreau să mă pocăiesc. Și un coleg dintre ei a zis, bine mă, faci ce vrei, viața ta, vorba aia, așa să-ți ajute Dumnezeu. Și m-am gândit extraordinar, am dus în birou și am mulțumit Domnului, pentru că absolut niciunul n-a zis ce și cum, dar frumusețea acestei lucrări a fost că la scurt timp am putut să mă duc în misiune cu fiecare coleg din secție și am putut să-l mărturisesc pe Dumnezeu ceea ce a făcut în viața mea și toți, absolut toți m-au întrebat așa, s-a întâmplat ceva, ai avut vreun necaz, ți-ai bolnav vreun copil, soția, părinții, ai cancer sau ceva? Atunci vă dați seama, oamenii se întorc la Dumnezeu și ziceau, când ai un necaz, când îți moare cineva, când, eu știu, și slăvit să fie Domnul, așa cum am spus. Atunci încerci să-ți cumperi sănătatea, să-ți rezolvi necazul cu Dumnezeu, care până atunci nu l-am băgat în seamă. Da. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu m-a întors la El, așa cum am mai spus, fără să mă atingă cu deget, deși meritam din plin lucrul acesta. Dar vedeți dumneavoastră, am găsit scris în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu se îndură de cine vrea să se îndure și are milă de cine vrea să aibă milă. Dacă așa hotărât să lucreze în dreptul meu, eu îi mulțumesc și slăvit să fie numele Lui. În momentul după botez, mi-a spus, parcă o vedeam și acum pe mama mea, era în primul rând și plângea, și după aia mi-a spus, n-am crezut niciodată că tu, ăla și ăla, te vei boteza înainte la sora ta. N-am crezut, dar vedeți că bolnavii au nevoie de doctor. Așa a fost să fie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce a făcut în viața mea. Dumnezeu există într-adevăr cu adevărat și vreau să spun oriunde mă duc că Dumnezeu mi-a purtat de grijă, ne poartă de grijă, dar asta nu înseamnă că suntem feriți de necazuri. Deci în Împărăția lui Dumnezeu, deci până să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, deci în lume veți avea multe necazuri. Eu nu sunt un om care să cred în predestinare în așa fel încât să mă disculp de orice decizie pe care o iau. Eu cred că Dumnezeu există un predestin, dar în care Dumnezeu ne respectă deciziile. Dumnezeu derulează pe timp, pe axa timpului înainte și înapoi. El știe așa cum este. Voi încheia eu ultima zi a vieții și El își permite să spun în momentul ăsta ce voi face, pentru că El derulează acolo. Eu încă n-am ajuns. Asta este modul meu de a gândi, dar dacă îi s-o luăm așa, cred că ce aveați dumneavoastră în spate, eu cred că erau rugăciunile părinților, care cred că nu v-au lăsat în pace, și dragostea lui Dumnezeu, care exact cum spuneți, pe unii, cine se poate băga la Dumnezeu în biroul lui să, Doamne, de ce cu ăsta face așa și cu altul altfel? Dacă ați avut parte de o întoarcere așa de frumoasă, fără necazuri, fără știu eu, alte șocuri în viață, asta este într-adevăr un motiv în plus de mulțumire. Un motiv foarte mare de mulțumire, pentru că este de neînțeles. Noi cu mintea noastră, acum cel puțin eu, nu am cum să înțeleg lucrul acesta și văd pe frații și mărturisirile, și am auzit mărturisirile unor frați cum s-au întors la Dumnezeu și de multe ori stau și mă gândesc, zic, Doamne, de ce aia? Nu că de ce ales, mie îmi pare bine, extraordinar, să nu se înțeleagă, de am zis, extraordinar. Deci cu mine te-ai purtat nici măcar așa, nici cu o floare nu m-ai atins. E ceva, nu știu, și asta mă determină să-i slujesc mai mult și aș vrea ca Dumnezeu să-mi dea putere să-i slujesc mai mult, să-L iubesc mai mult, ce cui se iartă mult, iubește mult și asta este cu totul și cu totul adevărat. Este un Dumnezeu iertător, este un Dumnezeu răbdător, într-adevăr, numai rugăciunile părinților mei, de multe ori am stat, mama mea, tatăl meu, post și rugăciune și Dumnezeu ascultă rugăciunile părinților.
Dumnezeu ascultă rugăciunile părinților, aduce acasă fii rătăcitori, oricât ar fi de departe. Dumnezeu îi așteaptă. Cât mai bate o inimă în pieptul unui om, încă mai există speranță. Bunătatea lui Dumnezeu nu a cunoscut-o și nu o poate cunoaște nimeni. Marginile bunătății lui Dumnezeu nu le-a atins nimeni și nu le-a ajuns nimeni, așa că Dumnezeu poate să facă orice, are răbdare, este îndelung răbdător. Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile. De multe ori noi credem că putem să-L explicăm pe Dumnezeu în totputernicia și în înțelepciunea Lui prin cutiuța asta noastră care o avem și credem că dacă reușim să explicăm toate lucrurile, atunci merită să credem în Dumnezeu, că El există sau nu există. Citeam chiar acum un comentariu din partea unui ateu care venea și spunea: sunt peste 1000 de Dumnezei în lumea asta, cum poți tu, îi spunea în ghilimele, să evreule, îi spunea, să crezi în Hristos al tău, bine, că mic scris și așa. Și mă gândeam că el, din punctul lui de vedere, crede că are atâta dreptate. Dar eu, care îl cunosc pe Hristos, mă uit la scrisul lui și nu poate să-mi fie decât milă de el. Și m-am Absolut. Rugat pe el, pentru el, și am zis: Doamne Dumnezeule, în ziua în care te-ar cunoaște, și-ar cere iertare pentru ce a scris. Mă gândesc uneori, dacă eu v-aș povesti dumneavoastră despre un anume fruct din care n-ați mâncat niciodată și eu tot aș mânca în fața dumneavoastră și aș gusta și aș începe să vă spun: știți cum e, e puțin acrișor, dar nu e acrișorul ăla de lămâie, e așa, are și un pic de dulce, poate a pepene roșu, dar știți, nu e chiar așa. Și tot v-aș povesti, dumneavoastră ați simțit gustul ăla? Niciodată? Ați încercat undeva la nivelul minții să simțiți ceea ce nu se poate simți cu mintea? Dumnezeu este ca și, e mult mai simplu, e mai practic. Dacă eu aș tăia din fructul ăla și aș spune: gustă. Noastră l-ați gusta, n-ar trebui să mai spun niciun cuvânt, a spune: extraordinar. Acum înțeleg, nu trebuie să-mi explici nimic. Știți, noi dacă am putea să le dăm celor din jurul nostru o bucățică din Dumnezeu, o felie, n-ar trebui să le explicăm cine este Dumnezeu. Dar atâta timp cât n-am gustat, încercăm cu cuvintele noastre să explicăm cum arată Dumnezeu. Dacă dumneavoastră le arătați inima, acest meu săracul de el, așa, și era băiat de treabă și uite, are de toate și așa, da, s-a stricat de cap, nu? Sau... Da. Să știți că am auzit și lucrul acesta și soției mele, prietenii mei au spus de multe ori la început și o întreba, zice: Cum ce-a făcut Marin, ce-a făcut de s-a întors sau acum e bine? Și de multe ori soția mea, deși încă momentan nu întoarsă la Dumnezeu, le-a spus, au văzut o mare schimbare. Înainte eram într-un fel, lipseam de acasă, veneam acasă cum veneam. Zicea, de când s-a întors la Dumnezeu, îmi place bărbatul pe care l-am lângă mine, este acasă. Ați anticipat întrebarea mea. Vă preferă da. Întors la Domnul sau cum ați da. Fost înainte? Da, da, cu siguranță. Deci lumea avea de schimbarea și știți cum zice că când te naști din nou, nu mai trăiești tu, trăiește Iisus Hristos în tine. Și să-L lăsăm, aceasta este dorința mea, să las cât mai mult pe Hristos să trăiască în mine, să vadă ceilalți din jur că de fapt Hristos trăiește cu adevărat în mine. Asta este o mărturie și pentru colegii mei, este o mărturie și pentru oamenii cu care vin în contact și am observat lucrul acesta. De multe ori Dumnezeu m-a ajutat și de multe ori am observat că a trimis oameni în mod special ca să le vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu și au rămas așa dintr-o dată, wow, a venit cu o problemă și cum polițistul vorbește de Dumnezeu, polițist pocăit, și a fost extraordinar. După ce am terminat problemele cu care veneau legale, să zic așa, în rezolvarea lor, și am pus întrebări: domnul Mic, dar chiar așa și chiar așa? Și am putut la foarte multă lume ca să mărturisesc pe Dumnezeu. Pot să spun, nu eu am dat sfaturi, dar Dumnezeu a vorbit de multe ori și a zis extraordinar, zice, mă duc de aici cu o impresie foarte bună, nu mă așteptam la așa ceva, într-o secție de poliție unde să poți să vorbești liber, dar repet, după ce veneau cu problema lor, se putea rezolva parțial sau total și după aceea
le spuneam și din cuvântul lui Dumnezeu. Cineva se ocupe și de sufletul lor. Și de suflet, da. Și mulți au zis, uite, domnule, am crezut că astea sunt probleme reale, dar de fapt nu astea sunt probleme reale. Problema reală e a sufletului, așa cum s-a spus la început. Și pacea și liniștea nu o dă decât Dumnezeu prin Iisus Hristos și prin Duhul Său cel Sfânt. El pune pacea în inimile noastre. Nu o pune nici polițistul, nici judecătorul, nu o pune nici primarul, nu o pune nici lucrurile materiale, nici casa, nici contul, absolut nimic decât Iisus Hristos, El de pacea. Dar e extraordinar când un polițist vine și se ocupă și de consiliere. Da. Dincolo de ceea ce îl obligă legea să facă și trebuie să fie avem extrem și atributul de corect. Acesta, avem și atributul acesta de consiliere și Dumnezeu se implică în toate lucrurile. Dumnezeu a lăsat dregătoriile pe pământul acesta, Dumnezeu a lăsat stăpânirile peste tot. Așa că Dumnezeu nu-L putem exclude. În momentul în care l-am exclus pe Dumnezeu dintr-o anumită problemă, rămânem noi doar cu problema respectivă și vedem că nu o putem rezolva sau credem noi că o putem rezolva, pe moment se rezolvă, dar după aia recidivează și poate să fie o mai mare problemă. Biblia spune că atunci când omul refuză pe Dumnezeu, Dumnezeu îl lasă în voia minții lui blestemate. Și poate multe din lucrurile care sunt în jurul nostru n-ar trebui să fie așa, este pentru că noi cu mintea noastră blestemată am crezut că așa este bine și ne exact. Batem cu cărămida în piept că rezolvăm noi lucrurile. Acum, ca și perspectivă, mă gândesc că înainte vă gândeați că viața are un început și are un sfârșit, poate știați, poate credeați, nu credeați că există o veșnicie. Cum vedeți lucrurile acum în așa, în de-a lungul axei timpului, după ce l-ați primit pe Hristos? Știți cum? Acum parcă aș dori să trăiesc mult mai mult ca să pot spune la mult mai multă lume despre Dumnezeu. Am vă pare rău după cei 37 de ani? Exact. Simt că perioada aceea din viața mea am pierdut-o și nu se mai poate întoarce și de multe ori mă gândeam și ved acum frații din adunare, frații tineri, cum merg și slujesc pe Dumnezeu și mă gândeam, dacă aș fi avut eu 17-18 ani să-L fi cunoscut pe Dumnezeu, oare la câți oameni aș fi spus mult mai mult decât până acum? Dar timpul știți, nu pot aduce înapoi. Fiul risipitor, dacă n-ar fi plecat de acasă, eu cred că ar fi, eu nu încurajez pe nimeni să se risipească în lumea asta, dar ați stat acolo 37 de ani și la un moment dat v-ați venit în fire. La un moment dat ați reușit să puneți pe un taler viața veche și simțeați că există o viață nouă. Tânjeați după ea. Și are greutate mărturia dumneavoastră când aveți în spate acea istorie care e urâtă, care nu e frumoasă, și are credibilitate, pentru că de multe ori un om care s-a născut într-o familie creștină și termină frumos într-o familie creștină, telespectatorul spune, da, sigur, lui a fost simplu, că de mic a fost acolo, nu a trecut prin vicii, prin probleme. Asta este frumusețea, că auziți, eu pe tâlharul de pe cruce, dacă n-ar scrie în Biblie așa de frumos și să ne fie puse lucrurile pe tavă, eu aș fi să zic, du-te mă, acum vii tu să-i ceri iertare lui Hristos după ce le-ai făcut toate prostiile astea. Și noi oamenii nu i-am fi dat niciunul credibilitate, doar că Hristos i-a spus, azi vei fi cu mine în rai. Că dacă Hristos n-ar fi spus nimic, noi am spus, bă, săracul de el, a luat o rasna în ultima clipă. Dar Dumnezeu este dragoste. Amin, amin. Este dragoste, dar este și un foc mistuitor, să nu uităm. Va veni și vremea. Va veni și vremea, într-adevăr. Într-adevăr. Dumnezeu, prin simplu fapt că ne-am trezit în dimineața aceasta, nu? Spune enorm de mult că Dumnezeu ne iubește și ne iubește pe fiecare dintre noi. L-a trezit și pe tâlharul de pe cruce, l-a trezit și pe președintele Americii și pe președintele României și guvernul României. Doamne ajută. Și i-a trezit, să zic așa, da? Și Dumnezeu ne iubește foarte mult. A murit, așa cum a spus, Iisus Hristos a murit pentru toți. Dacă toată lumea s-ar întoarce la Domnul, câte miliarde suntem, eu cred că sângele lui Iisus ar ajunge pentru toți. Absolut. Și oricât în mare număr va fi pe pământul acesta, cum spune, sângele lui Iisus Hristos mântuiește, iartă și restaurează. Dar cheia este cine mă va căuta din toată inima.
nu pe interes. Știți cum e? De multe ori am auzit în meseria aceasta pe care o practic și hoții când merg la furat zice, Doamne ajută să nu mă prindă. Asta este de pe buze, deci cine mă va căuta din toată inima? Și altul zice, dacă reușesc să fur asta, o să dau atâția bani exact. La nu știu ce biserică. Exact. Din păcate... Lucrul ăsta nu ține. Nu ține. Deci unii încearcă să-și cumpere și veșnicia, nu? Nu este matematica lui Dumnezeu așa. Da. Mulțumim pentru participarea la emisiunea noastră. Mulțumesc că v-ați făcut oarecum vulnerabil și ați spus oamenilor, oamenii vă cunosc, vă văd, știu cine sunteți. Sunteți o mărturie și cred că nici Dumnezeu nu se va rușina de dumneavoastră în fața Tatălui. Hristos în fața Tatălui, așa spune Biblia. Cine se va rușina de mine fața oamenilor și eu mă voi rușina de El în fața Tatălui. Vreau să ne întâlnim în veșnicie și să ne mai povestiți și să povestim toți împreună Amin. Despre experiențele. Acesta, numai atâta să fie toată, tot neajunsul ca să-L mărturisesc pe Dumnezeu, dar Dumnezeu merită mult mai mult. Nu-L pot onora pe Dumnezeu decât cu mărturia aceasta, că n-am cu ce să-L onorez mai mult dacă aș putea să-I dau toată viața mea. Știți cum? Ar trebui să umblăm fiecare, deci cei care ne-au răscumpărat și care suntem conștienți și înțelegem de unde Dumnezeu ne-a scos și unde ne-a pus, ar trebui, știți cum, să umblăm pe coate și genunchi. Ar trebui să umblăm sfinți, sfinți, sfinți. Deci veșnic sfinți, dacă ne-am dat cu adevărat seama. De multe ori m-am întrebat și... a pus Domnul Iisus o întrebare la cină ucenicilor. Zice, după ce le-a spălat picioarele ucenicilor, a pus o întrebare. Zice, înțelegeți ce v-am făcut eu acum? Și asta e o întrebare pe care trebuie să ne punem și ne punem la fiecare dintre noi. Înțelegi tu, Marine, înțelegi tu ce ți-am făcut eu? Înțelegi? Dacă am înțelege cu adevărat, cum am spus, am fi altfel de oameni, am trăi altfel, am fi, deci întrebarea aceasta mă macină de ceva vreme și vreau să înțeleg cu adevărat, deși nu cred că o să înțeleg cu adevărat aici pe pământul acesta, dar atunci când va fi acolo în cer va fi extraordinar, dar vreau să înțeleg mult mai mult decât acum, mâine să înțeleg mult mai mult și mult mai mult ca să mă pot apropia de Dumnezeu și să pot să-I slujesc Lui și la ce m-a chemat să intru în planul Lui, în planul Lui de slujire, că nu ne-a chemat și ne-a mântuit numai ca să fim noi, să stăm după aia confortabil. Nu, nu, trebuie să mergem, să lucrăm în via Lui, să depunem efort, că altfel nu se poate.